din partea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Bine, doamna consilier Lița Cracopa, un om excepțional, un om potrivit la locul potrivit. Mulțumesc frumos pentru această introducere. Eu de acolo lucrez la autoritate din anul 2000 și în anul 2000 domnul președinte Romanov atunci mi-a transmis, fiind medic pediatru, să răspund de problema copiilor cu dizabilități. Noi am fost primii care am promovat modelul social și am introdus în anul 2002 criterii biopsihosociale pentru încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a fost așa o efervescență în acea perioadă care, să zic așa, a suferit o sincopă la momentul desființării noastre. Pentru 4 ani de zile s-a simțit, la fel ca și în cazul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. A fost destul de dificil să revenim, să spunem, în forță după anul 2014, când ne-am reînființat, însă pot să afirm că săptămâna aceasta, luni și marți, am reușit să finalizăm 2 acte foarte importante care arată colaborarea care are loc în ultimii ani dintre Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, evident Ministerul Muncii fiind reprezentat de noi și de ANPD. Se referă la mare parte din pachetul legislativ pentru copiii cu dizabilități și anume Ordinul comun dintre Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății privind criteriile biopsihosociale și modalitățile de aplicare, le-am actualizat la toate actele internaționale, inclusiv Convenția pentru privind drepturile persoanelor cu dizabilități și clasificarea internațională a funcționării, versiunea pentru copii și tineri, pentru că a noastră era cu cea din 2001, deci am actualizat-o cu cea din 2007. Vreau să vă spun că am lucrat cu toate comisiile de specialitate de la Ministerul Sănătății, lucru care a fost extrem de dificil, nu numai pentru că aceste comisii se înființează și se reînființează în mod periodic și am lucrat cu mai multe comisii pe aceeași bucată, dar nici nu sunt toate din București. Și atunci pot să vă spun că a fost o muncă enormă pe care am depus-o și noi și Ministerul Sănătății, dar proiectul a plecat. Se așteaptă acum doar, să spunem, confirmări din partea Ministerului Sănătății ca să înceapă procedura de semnare. Iar cel de-al doilea proiect se referă la Ordinul Comun dintre Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, care vizează în sfârșit o metodologie de evaluare și intervenție integrată pentru abilitarea și reabilitarea copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, incluzând evident și aspectele legate de încadrarea în grad de handicap, dar și aspecte legate de orientarea școlară și profesională a copiilor cu CES. După ce ne-am stăpânit câțiva ani de zile să convingem Ministerul Educației să nu mai păstreze în paralel un alt ordin care se referea la acești copii, anul acesta, în luna august, Ministerul Educației a acceptat și, în sfârșit, avem un singur ordin și nu 2 sau 3 paralele care colegii noștri din teritoriu se întreabă, dar pe care să îl aplic. La fel, așteaptă confirmări din partea Ministerului Sănătății și Ministerului Educației ca să pornească asemnat la cei 3 miniștri. Rămâne hotărârea de guvern, 1437 de modificat, probabil va apărea în cel mai scurt timp pe site-ul Ministerului Muncii, unde și noi avem o serie de schimbări referitoare la serviciul de evaluare complexă, îl întărim și să colaboreze mai bine cu Comisia de la Educație și cu Comisia pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități pentru a asigura tranziția copilului la viața adultă și a Comisiei pentru Protecția Copilului. Am introdus de asemenea, inițiativa e din 2013, creșterea perioadei pentru care se acordă certificatul de încadrare în grad de handicap
un an la 2 ani. Cam Mulțumim pentru colaborarea directă de fiecare dată, nu am avut nevoie de instituția dumneavoastră. Pentru că există profesioniști care ne-au răspuns de fiecare dată sau de